ANAF a publicat strategia instituției pentru perioada 2021-2024, printre obiective fiind scăderea decalajului fiscal la TVA cu până la 10%, reformarea agenției prin digitalizare și ocuparea prin recrutarea externă a 2000 de posturi vacante, mai ales în domenii precum IT, statistică, econometrie, managementul proiectelor. Printre obiectivele prezentate în strategie se numără și simplificarea formularelor, declarațiilor și altor documente fiscale, simplificarea graduală a procedurilor vamale, transformarea spațiului privat virtual în modalitatea principală de interacțiune a contribuabililor cu ANAF, intensificarea acțiunilor de control în domeniul prețurilor de transfer. De asemenea, agenția are în vedere derularea unor acțiuni concomitente și colaborative ale structurilor de inspecție fiscală, antifraudă fiscală și control venituri persoane fizice, care să vizeze aspecte privind atât persoanele juridice implicate în activități cu caracter fraudulos, cât și identificarea și verificarea beneficiarilor reale ai acestor companii, cu posibilitatea urmăririi traseelor de fraudă și de mutarea profiturilor în alte jurisdicții. Un alt obiectiv este eficientizarea acțiunilor de executare silită destinate a recuperării arieratelor fiscale. La începutul anului 2021, ANAF are în implementare 18 proiecte, dintre care 7 sunt în curs de implementare avansată. Respectiv, transferul electronic de date contabile și financiare de la companii către administrația fiscală, sistemul informatic de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare de bunuri, extinderea serviciilor electronice disponibile pe portalul ANAF, sistemul informatic NOES, nivel operativ de executare silită, sistemul informatic One Stop Shop, pachetul TVA privind comerțul electronic, extinderea sistemului informatic necesar realizării schimbului de informații fiscale între statele membre ale Uniunii Europene, optimizarea sistemului informatic, realizarea schimbului de informații privind livrările intracomunitare. De asemenea, 11 proiecte urmează a fi demarate în cursul anului 2021. Dintre acestea, ANAF menționează proiectul Sfera, care vizează actualizarea sistemelor informatice de administrare fiscală a contribuabililor și asigurarea interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale altor instituții ale statului, care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor și taxelor. De asemenea, proiectul APIC, Administrație Performantă prin Informație Consolidată, care presupune implementarea unei platforme de tip Big Data, platformă ce va permite gestionarea unui volum masiv de date structurate și nestructurate, analiza acestora, modelarea predictivă și implementarea unui instrument informatic integrat care să asigure realizarea în mod automat a analizei de risc a contribuabilului.